Bună seara tuturor! Bine v-am regăsit! Vineri seara, cu o mică întârziere, m-am luat și eu după CFR, cum era înainte, trenul pleca la fix, acum nu mai pleacă. Așa și eu, am plecat cu 8 minute întârziere, vă mulțumesc pentru răbdare, pentru așteptare. Bine v-am regăsit vineri seara la întâlnirea noastră live, așa cum v-am obișnuit în fiecare vineri seara pe Instagram. Răspund întrebării săptămânii sau temei săptămânii sau dacă sunt mai multe teme mici de interes, răspundem temelor săptămânii. Am primit cele mai multe întrebări în această săptămână, așa cum am și anunțat, despre dezechilibre, să nu le zicem probleme. Eu nu mai văd de mult probleme. În fiecare problemă văd o ocazie, o oportunitate, nu neapărat o soluție, dar văd o ocazie de a găsi o soluție și atunci nu prea mai place să folosesc termenul probleme pentru că nu sunt cu adevărat probleme, ci sunt chiar mesaje divine. Nu toate lucrurile care se întâmplă sunt de la Dumnezeu, dar toate lucrurile care se întâmplă sunt cu îngăduința Lui. El s-a învoit să permită acele lucruri în viața noastră. Ca de obicei, ochelarii mei sunt... Nu știam de ce nu vă văd. Ochelarii mei sunt nespălați, așa îmi place să glumesc, de la ultima ploaie. Au pe ei degețele de 13 ani și de 12 ani, așa, de câte ori mi-i uit pe undeva și le zic, aduceți-i și lui mama, vă rog, ochelarii, soțul e cu mobilul și la voi la fel, auzi, sună-mă și pe mine să văd unde mi-am lăsat mobilul, nu că tu n-ai mobil, tu ai fix, că îl lași într-un loc fix. Așa, și copiii sunt cu ochelarii, aduceți-i și lui mama ochelarii și mi-i aduc mereu purtându-i de lentile. Gata. Bun, deci cele mai multe întrebări în săptămâna asta au fost despre provocările, să spunem, sau ocaziile, oportunitățile, mesajele date de corp, mai ales de corpul copiilor. Am primit, bineînțeles, de la mame, că doar nu era să primesc de la tați, deși nu m-aș supăra să primesc și de la tați. Întrebări legate de, cum spun ele, problemele de sănătate ale copiilor. Și atunci, cam toate întrebările se terminau așa. Ne poți recomanda ceva pentru stimularea sistemului imunitar? Ne poți recomanda ceva pentru susținerea sistemului imunitar? Ne poți recomanda pentru imunitate? Toată lumea vrea pentru imunitate. Bună seara încă o dată tuturor, hai că ne-am strâns. De asta am ales să vorbim despre stimularea imunității, să clarificăm câteva lucruri. Pentru cei care poate nu urmăresc de mult timp emisiunile mele, dați-mi voie să repet câteva clarificări. Sunt educator holistic, adică cu abordare holistică de sănătate și alimentație. Asta fac. Furnizez informație în scop educativ. Am lucrat aproape 10 ani ca terapeut, terapeut și, cum se numește, coach. Nu mai îmi place deloc termenul ăsta de coach. Când aud coach, mă apucă coach de nutriție, așa, deoarece în Austria, unde am locuit în ultimii 10 ani, nu erau recunoscute de Ministerul Educației și de Camera de Comerț diplomele din România, chiar dacă erau acreditate de minister și așa, nu. Și atunci nu aveai voie să te numești nici nutriționist, nici tehnician nutriționist, nici nimic. Pentru mine sunt mai puțin importante etichetele. Cele mai valoroase etichete sunt cele puse de experiența personală, de intuiție și categoric și de informațiile primite din partea altora.
prin studiu, prin participare la cursuri, dar, așa cum am spus, ele rămân niște etichete. Trăim niște vremuri care ne arată cam cât de valoroase din punct de vedere practic sunt diplomele. Ele ne dau doar dreptul să practicăm, dar nu garantează competența persoanei care deține diploma. Adică a avea o diplomă nu este și o garanție că ești competent în acel domeniu. Mai ales în România, unde se scot absolvenție pe bandă rulantă de diferite facultăți, mai ales particulare. Așa, haideți să vedem. Am spus că sunt, deci, poziția de pe care vorbesc este cea de mamă, de pacient vindecat, aș putea spune supraviețuitor, de educator, de alimentație și sănătate holistică, deci abordate holistic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu mă interesează să vă explic cum să acoperiți sau cum să suprimați, să supresați simptomele prin care se manifestă organismul, ci mă interesează să înțelegeți cum funcționează el și care sunt cauzele care au dus la acele simptome. Deoarece poziția mea, și nu doar a mea, inclusiv a mentorilor mei și a multor persoane, sunt numeroși terapeuți, educatori cu abordare holistică, este cumva în conflict direct cu norma sau în opoziție, să spunem, directă cu norma, cu buchea cărții, cu ideile medicinei convenționale, care este o medicină a simptomelor, o medicină care se adresează opririi simptomelor sau acoperirilor sau eliminărilor cu medicamente, cu creme sau cu bisturiu, de multe ori inutil. Atenție, nu vorbesc despre operații utile și necesare, ci despre cele inutile. Am și o emisiune pe această temă. Deci, deoarece mă situez în, să spunem, altă direcție decât medicina convențională, doresc să atenționez toate mamele, toți părinții, că primul lucru pe care îl pot face pentru imunitatea copilului, a copiilor sau a familiei, a lor înșiși, este să înțeleagă, să se autoeduce, să citească un pic. Deci, exact așa cum intrați și citiți tot felul de lucruri, luați cărți sau luați materiale și instruiți-vă. Vedeți cum funcționează organismul uman. Este o rușine să nu vrem să înțelegem sau să credem că asta este doar pentru medici. Este o ofensă și la adresa lui Dumnezeu să știm cum funcționează atâtea gadgeturi, să citim atâtea instrucțiuni de folosire și să nu știm cum funcționează organismul uman. Stimularea imunității. Din perspectivă holistică. Asta vorbim astă seară. Dragii mei, ce este mai întâi imunitatea? Unde este sistemul imunitar? Uite, eu acum mă pot uita. Astă seară o să avem o emisiune interactivă. Știți că de obicei vă spun să nu scrieți comentarii, că nu le pot urmări și vorbi în același timp. Hai să facem și un pic de interacțiune. Spuneți-mi, vă rog frumos, unde este sistemul imunitar și cum arată el, cine știe. Scrieți! Uite, acum avem ocazia să interacționăm. Dar scrieți, vezi? Hai, că nu e. Deci nu este nimic, nu este niciun răspuns greșit. Izabela, în sistemul limfatic, bun, în sistemul limfatic, sistemul imunitar este limfa. Așa, nu este chiar limfa, dar acolo este, în sistemul limfatic, în limfă, ok, excelent, excelent. Și în intestine,
Da, că și intestinele ce sunt? Celule printre care trece sângele și limfa. 80% în colon. Asta aș citit. Da. A, așa. Și în colon ce avem? Celule, limfă și sânge. În intestin, sistemul imunitar se află în sistemul limfatic, sunt niște soldați care ne apără, da? Ok, bine. Imunitatea este, da, capacitatea de apărare a corpului. Sistemul limfatic, din ce este el alcătuit? Din celule care, categoric, da, se află în limfă. Cum limfa reprezintă 80% și sângele 20%, de asta se spune că 80% este sistemul limfatic în limfă, sistemul imunitar. Și ce am mai citit noi? Că e în colon, că e în intestine, că e... Da, tot ce avem în corpul nostru sunt doar celule cu funcții specifice, care sunt hrănite de sânge, care produc reziduri metabolice, așa, deci reziduri de funcționare, de regenerare și care sunt curățate de limfă. Deci, asta. Celule și două lichide. Bun. Ce înseamnă atunci să întărim imunitatea? Hai, scrieți-mi asta. Ce înseamnă? Zice, domnule, vrem să întărim imunitatea. Sau vrem să stimulăm imunitatea, pentru că noi în seara asta vom vorbi, ar fi trebuit să zic, despre pericolul stimulării imunității. Ce înseamnă? Să stimulăm imunitatea sau să susținem imunitatea. Ce înseamnă pentru voi? Când scrieți, spunem ceva, ce să-i dau copilului ca să-i stimulez imunitatea? Când scrieți așa, în niciun caz nu vă gândiți la această definiție pe care mi-ați dat-o mai devreme. Că sistemul imunitar e în limfă. Exact. Să curățăm limfa. Să curățăm limfa. Aoleu! Să eliminăm rezidurile. Wow! Mamă, deci noi chiar suntem aici. O micro... Să eliminăm tot ce produce mucus. Detoxificare. Să avem sistemul limfatic cât mai curat. Nota 10. Bravo, dragi copii! Să hrănim celulele și să curățăm limfa. Exact. Ordinea e invers, Silvana, știi? Mai întâi facem curățenie și după aia hrănim. Curățăm și hrănim. Să stimulăm eliminarea rezidurilor. Ok, perfect. Deci toată lumea care a răspuns, a răspuns impecabil. În concordanță cu răspunsul dat anterior. Deci ne gândim. Unde e sistemul imunitar? E în limfă. Ok, deci când vrem noi să susținem sistemul imunitar, ce vrem? Vrem să ne asigurăm că limfa, deci autostrada pe care circulă celulele sistemului imunitar, e liberă. Ele pot merge. Pot circula liber pe acolo. Dacă autostrada e cu blocaje, nu-și pot face treaba. Sunt ca niște, să spunem, ambulanțe care sosesc, da, sau pompieri. Mai mult nu le-aș vedea ca niște soldați. Așa. Mai ales că sunt foarte atentă și la rezonanța cuvintelor și toată lumea vorbește despre lupta cu, nu știu ce, lupta cu kilogramele, lupta cu microbii, lupta cu virusurile, lupta cu, nu știu, lenea, lupta cu timpul, lupta cu vârsta, cu bătrânețea. Deci atâta luptă e în gura noastră încât o manifestăm și la exterior. Și vedem că au loc diverse războaie care nici măcar nu ne aparțin și nu ne privesc. Și aceste războaie, nu mă refer doar la cele de aici, din jurul nostru, mă refer și la războaiele din familie, la războaiele de la serviciul nostru, la războaiele din sălile de judecată, că toți suntem în postul mare, în postul Paștilor. Vedeți, așa de tare ne mândrim noi că suntem mamă ortodoxi și că la noi vine Lumina Sfântă și așa și trălălă, dar totul e la nivel declarativ, pentru că dacă într-adevăr am pătrunde esența
sălile de tribunal ar fi goale, cel puțin în această perioadă. Și spuneam, de asta nu prea folosesc cuvântul soldați, pentru că nu prea vreau să văd soldați. Ar fi frumos să existe țări fără armată. Să nu mai fie armată. Există țări care nu au armată. Și nu folosesc soldați, ci, uitați, putem să ne gândim la celulele sistemului imunitar ca la niște pompieri. Pentru că întotdeauna slăbiciunile corpului, problemele de sănătate, cum le numim noi, apar pe fondul unei inflamații. Adică al unui foc. Ce face inflamația? Da? Arde. Inflamația e cauzată de acizi, adică de aceste reziduri metabolice care se strâng în limfă, gunoiul, toxinele, în ghilimele, care se strâng în limfă, care blochează limfa, blochează calea celulelor imunitare și irită, ard sau înțepenesc, lipesc și produc înțepeniri, dureri, trozneli, știți, ale diferitelor părți din corpul nostru sau iritând, produc mucus reactiv. Și atunci ne putem referi la această stare de acidoză cauzată de o limfă încărcată ca la un război. Vedeți? Ia uite, subconștientul. Ca la un incendiu. Ați văzut? Subconștientul. Creierul știe tot timpul. Ce credeți că în mine nu-s războaie? Ba bine că nu. Doar nu credeți că nu fac și eu parte din mentalul colectiv. Bun. Deci ne referim la acidoză ca la un incendiu. Când e incendiu, când arde, trebuie să facem loc liber pompierilor. Se poate vedea înregistrarea. Înregistrarea o să se vadă. Mulțumesc pentru întrebare, Lili. Însă am să o trec pe YouTube. Da? Acolo o pot și împărți pe capitole și poți să revii pe canalul meu YouTube. Cristela Georgescu, Împuterniceri. Așa. Și v-am spus că o să fac și niște anunțuri organizatorice, că m-am gândit la mai multe forme în care să vă pot sprijini și mai specific, cu diferite protocoale, dar asta nu o pot face nici aici, nici pe YouTube, pentru că o să fie scoase. Și atunci am gândesc o platformă. Da, Lili, deci cu drag o poți urmări pe YouTube după ce se va termina. Astăzi o să fie încă aici și de mâine pe YouTube. Așa, haideți să vedem. Deci, când voi mă întrebați pe mine ce să iau sau ce să-i dau ca să-i stimulez imunitatea, ați uitat că imunitatea este în sistemul limfatic. Pentru că, altfel nu m-ați întreba așa. Ați ști că atunci când am dezechilibre de sănătate, nu e nevoie să mă concentrez pe a lua, a înghiți ceva. Pentru că deja e un blocaj pe autostrada pe care circulă pompierii. Ci trebuie să mă concentrez pe a evacua autostrada. Deci, puteți să mă dați ce e de făcut. Dar ce să fie de făcut? Exact ce ați răspuns. Ați văzut ce bine știm noi? Trebuie să curățăm limfa. Să evacuăm autostrada ca să poată trece pompierii. Bine. Dar haideți să înțelegem. Cum ajungem în această situație? Și de ce am vrut să numesc, de fapt, tema pericolele stimulării imunității? Pentru că dacă ne concentrăm pe a stimula imunitatea, când nu este cazul, nu e nevoie să o stimulez. Mă joc de ucenicul vrăjitor când vreau să stimulez imunitatea. Sunt foarte multe cazuri în care de la atâta stimulare s-a ajuns la boli, în ghilimele, autoimune. Adică am adus atâția soldați, cum spunea mai devreme cineva, am adus atâția soldați, încât ăia au început să-și atace proprii locuitori ai țării. Astea sunt bolile autoimune. Omul împotriva lui însuși.
Deci, nu vă jucați de ucenicul vrăjitor. Știți de ce ne gândim mereu să stimulăm? Pentru că trăim într-o societate în care zilnic suntem făcuți în mod subtil să credem și să trăim într-o cultură a insuficientului. Să vă dau câteva exemple. Nu sunt suficient de bun. Ce învățăm 12 ani la școală? Că nu suntem suficient de buni. Cum? Nu e adevărat. Ba da, școala clasică este axată pe a scoate în evidență greșelile și a le depuncta. Deci îți arată unde nu ai fost suficient de bun. Deci 12 ani, asta înveți. Bun. Apoi când mama și tata încep să se supere pe tine, ce ți arată? Unde tu nu ești suficient de bun și i-ai făcut să se supere. Dacă vă gândiți că nu e așa, amintiți-vă, când s-a născut copilul și l-ați ținut în brațe, erați fericiți și mulțumiți cu el așa cum era. Plângând, făcând caca, făcând pipi, de câte ori m-au stropit și pe mine în față făcând pipi când îi desfăceam să le schimb scutecul. Deci nu mă supăra nimic. Dacă m-ar stropi acum în față făcând pipi, cred că aș face criză de nervi, nu? Adică nu cred, știu sigur. Bun. Mi s-ar părea o mare insultă. Deci, acel moment în care am început să avem deja tot felul de așteptări pentru a dărui dragostea noastră și nu l-am mai iubit pe copil pentru simplu fapt că e. Așa îl iubim la început. Ăsta e singurul motiv pentru care îl iubim. Pentru că există. Așa ar trebui să ne iubim între noi. Îl iubesc pe soțul meu pentru că există. O iubesc pe soția mea pentru că există. Nu îl iubesc pe soțul meu pentru că face întocmai cum doresc eu și cum mă aștept eu de la el. O iubesc pe soția mea pentru că face întocmai... Îl iubesc pe copilul meu pentru că se comportă așa cum vreau eu. Nu așa cum e el. Deci noi nu ne mai iubim pentru simplu fapt că existăm. Doamne Dumnezeule, vedeți? Nu trebuie să mă lăsați, că plec dintr-una și ajung în alta. Spuneam că atunci când ne apucăm să stimulăm imunitatea, ne jucăm de ucenicul vrăjitor. Nu e nevoie să stimulăm imunitatea. Este nevoie să o păstrăm, așa cum ne-am născut cu ea, să o păstrăm, să o întreținem și dacă am neglijat-o foarte mult timp, neglijând semnalele corpului, atunci, da, ajungem la probleme cronice, deci care se repetă și din ce în ce mai profund la nivelul corpului, asta de obicei când suntem adulți, și atunci, într-adevăr, nu mai merge să lași corpul nesusținut. Dar cel mai ușor este să îndreptăm aceste lucruri în copilărie. Și înainte să le îndreptăm, este mult mai ușor să le prevenim. Corpul nostru este dotat cu două capacități de care medicina convențională nu prea iubește să țină cont, pentru că ar rămâne fără obiectul muncii. Ar rămâne doar adevărata, pura medicină, cea de urgență. Și anume, capacitatea de autovindecare și capacitatea de autocurățare. Corpul știe să se curețe, corpul știe să se vindece, corpul știe să se regenereze. Deci, autocurățare, autovindecare, autoregenerare. Auto! Nu are nevoie de intervenție din afară. Toate aceste capacități există la majoritatea ființelor vii. Am văzut la un moment dat cu copiii un documentar pe Animal Planet, cred, sau Discovery, nu mai știu. Leu rănit care a zăcut o săptămână. Ai fi zis că e mort. Îl bâzâiau muștele în rana respectivă, au venit viermii, au mâncat de acolo, au așa, l-au bâzâit muștele.
nu s-a mișcat deloc. O săptămână. N-a băut, n-a mâncat. S-a retras acolo în savană sub un arbore și a stat la umbră și a zăcut. O săptămână. După o săptămână, deci a avut așa o chestie ca mârțoaga lui Harap Alb și s-a transformat dintr-o mârțoagă într-un cal alb și frumos. Așa și leu s-a scuturat după o săptămână, s-a lins și a plecat mai departe. Gata, s-a făcut bine. Vorbeam și săptămâna trecută. Dacă medicii v-ar spune, mergeți acasă, odihniți-vă, hidratați-vă, mai rugați-vă, mai cercetați puțin și sufletul, o să vă faceți bine. Corpul știe ce are de făcut, trebuie doar să-i permiteți. Ați spune că nu e un medic bun, că e nebun. Da? Cum spun foarte mulți și de toți terapeuții sau medicii naturopați care recomandă repaus. Chiar și doamna doctor Sorina Soescu spunea de multe ori, mă întreabă mamele ce să facă. Să nu faceți nimic. Asta e cel mai bine. Să nu faceți nimic. Că de cele mai multe ori când vrem să facem noi ceva, mai rău stricăm. Intervenim în ordinea divină. Mai ales la nivelul bebelușilor, al copiilor mici, unde ordinea se restabilește foarte ușor. Între capacitatea de autocurățare a corpului și capacitatea de autovindecare există o legătură strânsă. Când nu mai funcționează bine autocurățarea, nu mai poate avea loc nici autovindecarea. Sau nu mai are loc cu aceeași eficiență. Și cel mai bine se vede asta în copilărie. De ce? Pentru că atunci nu sunt așa de multe cauze ca la un adult, cum spuneam. În general, la nivel fizic, când un copilaș se îmbolnăvește, cum spunem noi, sau cum am avut săptămâna asta, cele mai multe întrebări au fost despre copii cu muci și tuse. Iar o luăm cu muci și tuse. Cu astea am început live-urile, de aici am pornit, tot aici ajungem. Nicio problemă, reluăm. Însă, vă rog, faceți efortul să înțelegeți, pentru că dacă nu înțelegeți, o să vă speriați și o să acționați haotic. Și în timp îi faceți un deserviciu copilului, nu îl ajutați. Înțelegeți următorul lucru. Autocurățare și autovindecare sunt legate. Când corpul începe să aibă simptome, înseamnă că 1. Autocurățarea nu funcționează. Deci, cheia spre menținerea imunității este să am o eliminare, căile de eliminare din corp, căile de curățare ale corpului să fie mereu libere, funcționale. Care sunt căile principale de curățare ale corpului? Intestinele, intestinul gros, colonul, și rinichii. Bineînțeles că dacă acestea două principale nu funcționează bine, nu elimină eficient bine, atunci o să folosească organismul alte porți de eliminare. Una dintre ele sunt plămânii sau aparatul respirator. Zice, ok, nu pot să scot pe fund, nu pot să scot prin urină, dar trebuie să scot pe aici. Deci tot mucusul produs de ceea ce nu s-a putut elimina, de aceste reziduri, de aceste toxine, cum le numesc naturopații, dar nu ne referim aici neapărat la toxine per se, ci la produși metabolici, produși reziduali, reziduri. Celulele funcționează și produc reziduri. Ca o mașină, imaginați-vă, am povestit și data trecută. Deci, toate aceste reziduri care sunt acide, irită, produc mucus, irită mucoasele. Primul lucru pe care îl deranjează sunt mucoasele, pielea internă, adică mucoasele. Și mucoasele, ca să se apere, ce produc? Mucus. De asta se și numește mucus reactiv. Și mucusul începe să iasă din plămâni,
pe gură, prin tuse, pe nas, pe ochi, prin urechi avem eliminări. Orice mâncărime la urechi, orice durere la urechi, producția excesivă de cerumen, iarăși ne arată că nu funcționează bine căile principale de eliminare. Și de ce am spus că la copii se vede cel mai ușor lucrul ăsta? Pentru că dacă rezolvăm problema, o să vedeți cât de repede apare vindecarea. Dacă eliberăm acolo, imediat copilul își revine. Deci noi nu trebuie, când copilul tușește, eu mă axez pe tuse dintr-un singur motiv. Dacă acea tuse îi provoacă disconfort. Adică dacă nu-l lasă să doarmă, dacă sunt spasme, deci tușește, da? Și dacă este o tuse uscată, pentru că obiectivul meu este să o transform în tuse productivă, să scuipe. Sunt copii care nu reușesc să scuipe, deși voi, dacă sunt mai mari și înțeleg, trebuie să-i încurajați să scuipe, să scuipe, să scuipe acel mucus, da? Încărcat cu reziduri acide. Dacă nu, o să-l înghită, mă rog, pune din nou oarecare, se duce în stomac, acidul clorhidric, nu știu ce, dar iar rămâne totuși în corp. Însă dacă poate să scuipe, să scuipe. La fel și la muci, să curgă. Obiectivul nostru nu este să oprim mucii, să oprim tusea. Nu, nu. Orice tuse oprită, oprită. Deci dacă eu am obiectivul să opresc tusea, e ca și când la bordul mașinii mele s-a aprins un bec roșu și eu, în loc să am obiectivul să văd oare ce o însemna, de unde o fi problema de s-a aprins becul, scot becul sau îl acopăr să nu-l mai văd. Ori îl scot, ori îl acopăr să nu-l mai văd. Deci nu, 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 nu putem proceda așa. Nu. Deci spuneam, când nu funcționează rinichii, când nu funcționează intestinele, începem să scoatem prin alte părți. Pe ochi apar tot felul de boli care se termină în ită. Da? Astea sunt simptome de eliminare care nu pot avea loc prin rinichi și intestine și atunci îmi apar conjunctivită, tot felul, da? Sau ați văzut când sunt copiii elimină foarte mult, strâng la ochi aici, da, zice, scoate puroi pe ochi. Ei, nu, este limfă cu toxine. La urechi, la nas, la gât, da, aparatul respirator, plămânii, pielea, încep să apară pe piele, tot felul de zgaibe, cum le spunem noi, eczeme. Mai târziu, când fetițele se fac mari, au tot felul de eliminări, descărcări vaginale, tulburări a refluxului menstrual când se fac mari, sau veruci, sau candidoză. Astea toate ne arată că nu se întâmplă eliminările pe porțiile principale. Intestin gros, colon, și rinichi. Prin intestinul gros, colon, ăsta e primul la care ne uităm. Deci când un copilaș are semne de dezechilibru al sănătății, al stării lui de bine, trebuie primul lucru să ne uităm cum elimină. Copilașii care sunt hrăniți la sân, mai ales bebelușii, da, dacă bebelușul e hrănit la sân, bebelușul trebuie să aibă 3-4 scaune moi, dar, da? Și să aibă. Dacă e hrănit cu formulă, atunci scaunele sunt tari, dar tot așa ar trebui să aibă. Păi știți voi câte cazuri și întrebări de bebeluși constipați primesc și cărora li se... Adică dacă începem cu microclisma, de când e bebeluș sugar, vă imaginați cam... Deci, cum? Ce dezechilibru este acolo? Deci digestia este prima cale de eliminare. Digestia. Ce blochează sistemul digestiv? Treaba voastră dacă mă urâți, dacă mă înjurați, dacă nu vă place ce vă spun, pentru mine este egal.
Eu am un singur motto pentru copiii acestei lumi și pentru nemurirea steluțelor din privirea lor. Ca să ne însănătoșim, trebuie să înțelegem ce ne-a îmbolnăvit și cum funcționăm. Deci eu spun pentru copiii voștri. Dacă voi sau medicilor voștri care n-au studiat nutriție, repet, mai ales pediatrii, nu le place ce spun, este egal. Viața își urmează cursul și vă va demonstra ea că Dumnezeu are dreptate, nu eu. Primul lucru care blochează intestinele noastre sunt lactatele. 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 Chiar și cele consumate de mama care alăptează. Vrei să nu ai probleme cu copilul tău, mai ales în primii ani de viață. Vrei să aibă o imunitate puternică, ca așa o are, ca așa s-a născut. Te rog frumos, nu te îndopa cu lactate. Nu, nici de capră. Nu te îndopa. Dacă mănânci, mănâncă cu măsură. Măsura înseamnă așa, ca adult nu ai nevoie de lapte, nu, nici în cafea, așa, oricum dacă alăptezi, n-are ce căuta cafeaua. Bine că ți-e frică de ceapă și usturoi și nu ți-e frică de cafea când alăptezi. Dacă vrei ceva cu gust de cafea, cu aromă de cafea, cu miros de cafea, cu aspect de cafea, dacă nu-i cafea, caută cafea de lupin. De lupin. Este, arată, miroase, are gustul la fel. Dacă vrei neapărat. Și mai ales dacă nu... Bun. Dar hai să ne întoarcem. Deci, lasă lactatele. În primul rând, lapte. N-ai... Uite. Vezi? Negocierile. Chiar și chefir. Dar chefirul ce-i, mă? Aripioară de pui? Ce-i chefirul? Spune și tu, Lilia, acum. Vezi? Uite, astea sunt întrebările noastre. Așa ce am venea cu cancer. Mamar. Doamnă, vă rog, lăsați lactatele. Uitați aici, 50 de studii făcute de oameni dezinteresați de știință, care vă spun, lăsați lactatele. Și îmi zicea, dar și de capră? De ce să negociezi? Dacă ți-am spus, nu e clar, lasă lactatele. Pentru ce mănânci lactate? Încă nu te-ai înțărcat. Dacă le mănânci de plăcere, ai de rezolvat ceva cu mama, știi? A rămas ceva acolo cu mama. Ăștia care sunt drăgostiți de lactate au cu mama, ăia cu pâinea, cu tata. Ah, da, Lili, credeam că mă întreb de tine. Lili zice că lactatele, chefirul, Lili m-a întrebat de chefir, îi place atât de mult fiului meu și răcește lunar. Nu răcește. Se curăță. Evacuează mucusul produs de lactate. Lactatele de azi nu mai au nicio legătură cu lactatele de pe vremea nici măcar a bunicii, da, păi a străbunicii. Ce Dumnezeu mai voi nu urmăriți? Cum sunt crescute animalele astea? Ce se întâmplă în industria zootehnică? Cum sunt crescute? Cum sunt alimentate? Cum sunt injectate? V-am spus și aici în fiecare live, da, brânza e greu să o las. Ei, atunci ține-te de antibiotice, ce să zic. Deci, dacă vă e greu să lăsați, nicio problemă, dar vă rog, nu mă întrebați, voi m-ați întrebat, cum să stimulăm imunitatea? Nu ai nevoie să o stimulezi, ai nevoie să o păstrezi, să o ocrotești, înțelegi? Să o ocrotești. Ocrotești-o încetând să îi faci rău. Îi faci rău în momentul în care ai blocat autostrada, limfa. Când se blochează limfa? Când, în primul rând, intestinele nu mai funcționează corect. Când copilul nu are 3 scaune pe zi, care are precis 3 mese pe zi. Dacă copilul tău nu are 3 scaune pe zi și are 3 mese pe zi și sigur are că sigur îl îndopi, cam cumva să moară de foame, da? Atunci poți să știi că o mare parte din ceea ce ar fi trebuit să fie eliminat prin intestine, prin intestinul gros, se va resorbi și va încărca inutil limfa. Și
în consecință rinichi. Știi de unde ai să-ți dai seama că rinichii copilului tău, care sunt principala poartă de evacuare a limfei, intestinul gros, colonul, este principala poartă de evacuare a rezidurilor digestive, a ceea ce rămâne în urma digestiei. Rinichii sunt principala poartă de evacuare a ceea ce strânge limfa, rezidurile, produsii reziduali ai celulelor, din funcționarea lor, din regenerarea lor, da? E, primul semn îl vedeți la copii, că rinichii sunt supra-solicitați, deoarece intestinele nu funcționează, sunt discoloratiile, deci cearcănele sub ochi, sau se adâncește aici sub ochi, se fac așa ca niște găuri sub ochi, sau se fac cearcăne. Aici, la nivelul ochilor, se reflectă rinichii noștri. Dacă vreți să vedeți cât de bine funcționează rinichii unui om, în afară de proba urinei, despre care v-am povestit, aveți un film întreg pe YouTube care se numește Cât de bine filtrează rinichii mei. Pe scurt, urina trebuie să fie tulbure, măcar la prima oră dimineața. Nu, urina nu trebuie să fie limpede. Nu, pentru că în urină, prin rinichi, se elimină toate rezidurile, inclusiv mucus. Și atunci, de ce vrei tu să fie urina ta limpede? Unde vrei să se elimine? Măcar dimineața să fie tulbure. Dacă urina ta nu este tulbure și cu sediment și dacă ai aici sub ochi cearcăne, pungi, găuri din alea așa, vezi că rinichii tăi gâfâie. Deci ai nevoie de intestine, ai nevoie de rinichi, ai nevoie și de ficat, care, atenție, în ziua de azi este bombardat cu radiații. Nici nu mai zic eu de grăsim sau, las-o. Radiații, trăim în cuptorul cu microunde. Uitați-vă numai câți sateliți sunt în jurul Pământului. Asta este. Asta e, cu asta defilăm. Ce să facem acum? Nu putem să ne mutăm pe altă planetă. Și chiar dacă ar fi, ar fi păcat să ne mutăm de pe această planetă minunată. Unde ne-am născut, acolo ne e locul. Și acolo se întâmplă cel mai eficient vindecarea noastră. Acolo unde te-ai născut. Bun. Asta n-am spus eu, din puțul gândirii mele. Valeriu Popa a spus, în cărțile lui o să găsiți această teorie reiterată. Bun. Nu în cărțile lui, în cărțile despre el și în mărturiile pacienților. Așa. Deci, ficatul. Un alt produs, să spunem, contribuitor, un alt organ adițional în eliminare și în vindecare sunt glandele suprarenale. Am vorbit foarte mult data trecută cu ocazia live-ului despre infertilitate, despre glandele suprarenale. Dar și atunci v-am spus că pe lângă atunci ne-am referit la hormonii, mă rog, pentru fertilitate, pentru menținerea sarcinii, bun. Ne-am referit la adrenalină, dar în plus v-am spus, ele mai produc și cortisol. Cortisolul este un hormon cu rol antiinflamator. Deci e foarte important ca aceste glânduțe care sunt pe rinichi să funcționeze și ele bine. La cei mai mulți dintre noi sunt slăbite, sunt deja epuizate, ne-am născut cu suprarenalele epuizate. Din părinți cu suprarenale epuizate se nasc copii cu suprarenale epuizate. Și atunci, dacă ficatul meu e bombardat, suprarenalele mele cam scârție, vedeți, trebuie să am grijă măcar de restul. Pe astea, da, le pot susține, dar restul trebuie să am grijă să nu blochez și restul. Că și așa sunt un scaun care în loc de patru picioare am patru, dar două sunt cam șubrede. Da? Deci măcar rinichii și colonul să îi mențin. Adică să nu-i mai sabotez. De asta vă spun de lactate. Eu n-am nicio treabă cu ce faceți voi cu lactatele. Dar m-ați întrebat cum să îmi... Nu stimulez. Eu acum cum să-mi susțin imunitatea? Păi nemai sabotând-o. Și lactatele sunt primul lucru care o sabotează. Apoi al doilea sunt produsele de panificație.
nu vă mai grăbi să introduceți în alimentația copiilor cereale mai devreme de un an. De ce vă grăbiți? Am scris o carte, oameni buni. Deci uite. Diversificarea, pur și simplu. Uitați-vă acolo. Înțelegeți, nu vă mai grăbiți să introduceți cereale. Dacă vreți neapărat să introduceți cereale, introduceți cereale fără gluten. Ovăz, mei, amarant, quinoa, care mai sunt, ziceți? Orez, integral, nu alb, integral. Deci, introduceți-le pe astea și străduiți-vă, oricât de greu v-ar fi, vă rog, măcar, adică fructele, legumele și ce introduceți până la un an, când majoritatea ar trebui să fie fructe, legume și, dacă vreți, o alimentație pentru imunitate și cereale, acestea mai ales fără gluten, n-are nevoie copilul de gluten, nici măcar Einkorn, așa. Nu-i mai dați pâinică, covrigei, mai ales făina albă, făina asta din comerț. Deci, mai, nu știu, de ce mai faceți copii dacă ziceți că, bă, n-am timp? Nu știu, adică, surmenează-te și tu puțin, dacă crezi că e surmenare. Ți-e așa de greu să frămânți acolo apă cu făină și cu puțină sare să-i faci o turtiță copilului sau o pâinică? Trebuie să te duci să dai 2 lei pe un material care e ca un super glu, de super glu din ce credeți că se face? Din glu, de super glu, glu, de la gluten. Deci asta face, intră pe intestine, se lipește acolo și salut, poți să-i dai tu mâncarea cea mai sănătoasă, că nu mai reușește să absoarbă. Păi da, copiii numai asta cer, pâinică. Eu cred că ei când s-au născut, Dumnezeu așa i-a programat, a zis tu să nu ceri lapte matern, tu să ceri pâinică. Cer pâinică pentru că asta le dăm noi, pâinică. Și asta ne văd pe noi mâncând tot timpul, pâinică. Așa, dacă pe masa noastră ar fi în fiecare zi o farfurie mare, plină, cu fructe, vă asigur că nu s-ar duce, dacă ne-ar vedea pe noi mereu cu câte un măr în mână, acum ce credeți că și eu ce pot să mănânc? Mere și portocale în perioada asta. Da? Păi să te vadă cu fructe. Păi dacă pe tine te vede tot timpul cu covrigei, stixuri și așa, pateuțuri și ce mai erau alea, fornetii sau cum le zice, puteți să faceți ce vreți. Eu vă spun. Acum, în seara asta, vorbim despre pericolul stimulării imunității, care înseamnă să te joci de ucenicul vrăjitor, să introduci pe o autostradă blocată pe care pompierii și salvarea nu pot circula. Tu vrei să introduci mai multe mașini în trafic. Vrei să introduci mai multe mașini. Vrei să înghiți tu ceva ca să stimulezi. Atunci ai... asta înseamnă să stimulezi imunitatea, când nu e cazul. N-ai de ce să stimulezi imunitatea până nu ai curățat. Noi trebuie să susținem imunitatea și primul pas este să ne asigurăm că funcționează bine intestinele, rinichii, eliminarea. Adică imunitatea depinde de eliminare. Ai imunitate puternică dacă ai eliminări eficiente. Cristina spune că am lucrat la creșă. Din păcate, asta le dau pâine și unt. Da, Cristina, sunt de acord. Să știi că și copiii mei au primit. Acum, nu toată lumea trebuie să facă eforturi și să se ducă cu mâncare, cu așa. Să le dea ce vor ei de acasă. Dar, măcar acasă. Și dacă nu am posibilitate și copilul trebuie să mănânce la creșă pâine cu unt, că așa e cel mai comod și cel mai ieftin, atunci măcar să înțeleg că acele simptome tip răceală, tuse, febră, nascurgător, nu sunt boală, sunt ocazii pe care corpul le folosește ca să elimine mucusul produs de o alimentație puternic inflamatorie, o alimentație mucoformatoare.
Deci nu este boală. Și atunci nu mă mai grăbesc să-i dau antibiotic la roșu în gât sau să-i dau creme cu steroizi când are eczeme pe corp sau să îi tai amigdalele și polipii. Nu mă mai grăbesc să fac lucrurile astea pentru că înțeleg. Înțeleg ce se întâmplă. Ok. Uite, chiar am avut un caz. O mămică, hai să vă citesc comentariul ei, așa o parte din el, zice, îți cer sfatul pe un subiect care reapare, răceala copiilor, în special a celui mare care e la grădiniță. Păi da! În primul rând, gândiți-vă la un aspect. Copilul se desparte de părinte. Chiar dacă el nu mai plânge, în interiorul lui sunt lacrimi care trebuie să iasă nasul curgător din punct de vedere emoțional, asta înseamnă lacrimi interioare. Acolo este un stres. Orice despărțire de ființele care reprezintă universului, siguranța lui, este un stres. Ok, n-avem, nici eu am fost în situația în care nu am avut altă soluție o perioadă de timp decât să îl duc acolo și să-l las. Da? Și atunci a pățit cele mai multe chestii, dar n-a luat de la alții. Deci nu că a luat de la alții și eu trebuie să-i dau. Acest stres al despărțirii de părinte afectează puternic glandele suprarenale, care, ce am spus, se mai numesc și glande de stres. Și ele nu mai reușesc să producă hormonii de care noi avem nevoie, inclusiv cortizolul, în cantitățile necesare, cu frecvența necesară la momentul potrivit. Nu mai reușesc să fac asta și se manifestă diferite simptome. Da? Am spus, toate aceste, întreg corpul este implicat în eliminare și în consecință în vindecare. Și când unul dintre organe nu funcționează bine, să zicem în acest caz suprarenalele, sau este supra-solicitat și nu mai poate să-și facă treaba bine, trebuie să preia alte organe. Și atunci semnul supra-solicitărilor sau al subfuncționării altor organe este sub forma acestor simptome. Deci eu nu am de ce să-i dau la cap simptomului. De ce să nu-i dau? De ce să-i dau la cap simptomului? Eu trebuie să mă opresc la cauză. Ce faci, Alexandra? Ce mă întrebi tu aici de atâția ani de când mă urmărești? Zice, de acord, însă. Însă anulează tot ce ai zis înainte. Însă, când știm că are virus sau bacterii, Alexandra, te-am prins cu tema nefăcută. Păi n-am vorbit noi de virus. Că simptomele sunt aceleași și la răceală, și la eliminarea toxinelor, nu știu ce, de la alimente. Păi ce am zis noi, Alexandra? Ce sunt virusurile? Virus sunt aia de computer, știi? Noi le zicem virusuri la astea. Nu e nicio... Doar așa să știi. Deci, când virusurile și bacteriile sunt gunoieri. Vrei să nu mai vezi gunoieri pe strada ta? Ce trebuie să faci? Să nu mai produci gunoi, ca să nu mai aibă de ce veni. Nu știi tu celebrul meu exemplu de la aeroportul Otopeni? Când stăteam la coadă să plătesc parcarea, acum câțiva ani, și era vară, și lângă ghereta unde plăteam parcarea, sus, așa, în soare, era un mare tomberon cu resturi alimentare, tomberon de gunoi, probabil adică nu știu de când nu era deșertat, cert e că dădea pe afară, foarte, foarte rău, de mult. Așa, părea că de mult n-a fost sau se umpluse într-un ritm foarte rapid. Și pe acest tomberon colcăiau niște gândaci mari așa negri și ceva șobolani. Ziua în amiaza mare. Noi eram acolo la coadă, îngroziți, terifiați și toată lumea
comenta că nu se dă cu ceva să se omoare gândacii și șobolanii. Dar nimeni nu spunea că ar trebui luat gunoiul. Tu poți să omori ce vrei, îi omori pe ea și o să vină alții. Important e să iei gunoiul. Bacterii, dacă dorești, Alexandra, eu am explicat de foarte multe ori. Uite-te, cel puțin, dacă nu vrei să citești sau n-ai timp sau nu poți, uite-te la interviul meu cu doctorul Robert Morse de pe canalul meu, unde explică ce-i cu virusurile și bacteriile și, da? Deci, ce sunt în ganglionii noștri limfatici? Ce avem acolo? Virusul. Pentru că tu vii, dacă n-ar exista astea să mănânce gunoiul, ar trebui să faci pipi cu sânge, Alexandra, pentru că limfa, toate rezidurile pe care le adună, au un pH între 2 și 3 și trece prin ganglionii limfatici, unde virusurile ce mai sunt pe acolo, bacterii și alți chestii, alți gunoieri, le, să zicem, prelucrează, fărâmițează și le transformă pH-ul de la 2-3 la 6. Pentru că dacă ai face tu pipi cu aciditate 2-3, adică așa aproape de a chimioterapiei, ai face pipi cu sânge. Au rolul lor. Doar că societatea noastră ce face? Ne explică că ei sunt dușmanii și ei trebuie omorâți. Cu ce? Cu medicamente. Da. Înțelegi tu? Că trebuie să trăiască și acea parte a industriei. Trebuie să, nu să trăiască, să producă profit. Nu să trăiască, că ea trăiește oricum. Ea trebuie să producă profit, Alexandra. Și produce profit pe ignoranța noastră. Așa cum nu ne cunoaștem istoria și vom dispărea ca popor dacă nu ne înțelegem istoria și înghițim istoria măsluită care se servește copiilor nici măcar o oră pe săptămână. La fel, dacă nu înțelegem natura și faptul că nu ar trebui să trăim în război, nu a fost menit să trăim în război cu nicio vietate, dar suntem în război cu ele pentru că nu le înțelegem sau pentru că vrem profit, atunci o să trăim situația pe care o trăim. Te rog, citește în cartea doctorului Robert Morse, capitolul despre paraziți. Citește, poți să citești în cărțile doctoriței Sorina Soescu. Și dacă nu ai timp să citești sau nu ai dispoziție, ascultă interviul meu cu doctorul Robert Morse, tradus în limba română pe canalul meu. Hai, m-a dus degeaba în Florida? Și doctorul Morse nici nu mai acordă nici interviuri, nici consultații. Și mi-a acordat, i-am explicat, pentru România. Ok. Da, ai văzut? Andrada, te pup, dădea tomberonul. Hai că cine mă știe și mă ascultă, a auzit povestea asta, sunt ca tonomatul. Deci, slavă Domnului că avem ăștia. Am avut un aha moment. Bravo, Cosmina, te pup. Mucii pe bază emoțională. Deci, vă citam mesajul de la mămica, așa, care spunea că copilul e la grădiniță, mai ales cel mic e cu răcelile astea. Deci primul lucru, ce știi? A, da mă, se duce la grădiniță, e normal. Am explicat, iar mai am pe YouTube de la o conferință de-a mea din 2013, din 2014, în care explicam efectele intratului la grădiniță asupra imunității. Dom'le, n-avem de ales uneori. Sau, adică avem de ales, dar nu putem trăi cu consecințele. Adică ai putea să nu te mai duci la serviciu, dar nu poți trăi cu consecințele că nu mai ai salariu și nu te vei descurca. Și atunci, duci copilul, nicio problemă, dar nu te mai speria, înțelege. Și nu mai da vina pe ceilalți că a luat de la ceilalți. Nu, dragă, înțelege ce se întâmplă. Focalizează-te pe copilul tău, lasă-i pe ceilalți. Că gândurile tale de frustrare și mânie îndreptate împotriva celorlalți o să le perceapă și copilul ca vibrație și agravezi starea. Uite ce ne spune mămica aceasta, mama aceasta, că nu e mămică, e mamă, e dita mai femeia. Nu mai ziceți mămici și mămicuțe, da? Mamă, aia e, mama e puterea. Zice marșul mămicilor, nu dragă, chiar burti, marșul mamelor,
Mama e mamă, înțelegi? Mută munții din loc. Mămicuță, așa. Și această mamă zice, știu toată povestea cu alimentația inflamatorie, cu limfa, cu virusurile care vin să decongestioneze și am... Deci ea știa? Nu mă întreba ca Alexandra ce-i cu virusurile. Zice, dar e ceva care îmi lipsește sau ce fac eu neadecvat? Vedeți cât de puternică este această idee că suntem neadecvate? Zice, fac eu neadecvat. Pentru că 2-3 zile fără muci, apoi repornește răceala. Așa. Și zice, eu îl tratez cu homeopate, cu fructe, cu băi, nu știu ce. Păi nu, nu trebuie să-l tratezi, iubire. Tu știi, nu trebuie să-l tratezi. N-ai de tratat. Tratatul nu vindecă. Trebuie să cureți ca să se autovindece. Zice, și îmi poți recomanda ceva superalimente? Adică ceva să ia. Deci, vedeți, iară, mentalitatea nu e suficient. N-am suficientă imunitate, n-am suficiente alimente, trebuie să iau superalimente. Acum că nu e suficient cu alimente. Așa. Nu trebuie să iei nimic. În boală ne concentrăm pe eliminare, nu pe aport. Ulterior, pentru că o cunosc pe această mamă și avem interacțiuni de mult timp, mi-a mărturisit că la grădiniță, bineînțeles, pâinica, cărnița, brânzica, nu știu ce. După aia. Deci, tu n-ai ce să faci. Acolo e așa. Te rog, nu te mai speria. Când vine acasă, scoate. Ce să facă și el? Scoate. Asta e situația. Și mai ales dacă tu acasă ai o alimentație care curăță limfa. Deci îl ajuți. E firesc. Dacă tușește, atenție, v-am spus, deci nu folosiți nici remediile homeopate, nici pe cele naturale, nu le folosiți la fel ca pe cele alopate, ca să acoperiți sau să suprimați simptomele. Că n-ați făcut nimic. De ce se dau remedii naturale? Care sunt aceste plantele medicinale? Care-i rolul lor? Ele sunt atâta înțelepciune a pus Dumnezeu în fiecare plantă, încât ea, pe unde trece, și mai ales, dacă ați observat, plantele, deci am studiat foarte mult fitoterapie, plantele acționează sinergic, nu e ca la medicamente. La medicamente, dacă amesteci două, trei, se bat cap în cap, încep, se ceartă acolo, e făcătură. Ce a făcut omul? Încurcate căile omului, nu ale Domnului. Deci să nu mai ziceți că sunt încurcate căile Domnului. Încurcate căile omului. La medicamente ați văzut, trebuie să ai grijă, nu lua de aia cu de aia, că Păi la naturale nu e așa. Deci, cu cât sunt mai multe plante, cum sunt, de exemplu, extractele gemoderivate, sub numele poligema, adică sunt mai multe, poli. Sau formulele botanice ale doctorului Morse, de ce le zice formule botanice? Că e o formulă, sunt mai multe, adică ceva, poli, da? Sunt mai multe plante, o tinctură, să spunem, cu 12 plante. De ce? Pentru că ele acționează, se potențează una pe cealaltă. Deci natura, când omul nu intervine, natura a fost făcută să conlucreze și mai mulți să fie mai puternici decât unul singur. Dar Dumnezeu n-a zis, bă, să luați mai mult, că voi n-aveți destul. Nu! El a vrut să ne învețe mesajul coeziunii. Al unde mulți puterea crește. Nu că n-ai tu suficient și trebuie să iei mult. Nu, nu de asta. Și atunci, remediile naturale, spunea, plantele medicinale, când trec prin corp, noi le luăm în primul rând ca să curețe, să dreneze limfa, alături de o alimentație care nu-mi sabotează limfa. Apoi vin cu aceste remedii naturale, care curăță, deschid intestinele, deschid rinichii, deschid pielea, permit eliminări. După ce au făcut curățenie, spuneam, atât de deștepte sunt, încât încep să hrănească. Deci aceeași plantă care a făcut curat, ne dă ulterior, dă corpului curat, gata să absoarbă, toată
farmacia, toată bucătăria naturii, că nu mai e farmacia. Hrănește, repară, regenerează după ce a curățat. Deci eu nu iau ceai de, nu știu, zic și eu aici, limba mielului, ca să nu mai tușesc. Nu. Nu. Eu, scopul meu nu este să nu mai tușesc. Scopul meu este să tușesc productiv și să elimin, nu să nu mai tușesc. Ăsta este scopul meu. Dacă am o tuse spastică, există plante care... De ce e spastică? Pentru că atât de acid, tot ce e acid, irită și produce spasme acolo. Așa cum cafeaua este foarte acidă și irită colonul și acele spasme produc scaun. Dar e un scaun forțat, generat în mod violent, iritant. E ca și când cineva vă irită atât de tare încât plecați din locul ăla. Dar ați plecat pentru că sunteți iritați, nu pentru că ați, în mod natural, ați plecat. Așa și aceste reziduri din limfă irită atât de tare căile respiratorii încât produc spasme. Și atunci eu când iau anumite plante, acele plante alcalinizează, nu opresc tusea, alcalinizează, calmează spasmele și permit apoi transformarea unor spasme, chinte de tuse seacă în tuse productivă. Cam așa. Pentru cine dorește, poate intra pe Patreon. Este o platformă unde nu am postat decât foarte puțin, dar unde nu prea există cenzură și unde puteți vedea, dar acolo trebuie să fiți, îi spune Patreon, pentru că membrii acestei comunități sunt considerați patroni ai persoanei care publică. Și pe Patreon pun în general materiale pentru care există un cost semnificativ de producție. Acolo fiecare persoană susține, am spus, cu cât poate dorește ca să urmărească anumite materiale. Am un material ultimul pe care l-am pus în februarie, tradus, al doctorului Robert Morse, dintr-o emisiune a lui foarte lungă, am reușit să facem un sfert de oră despre afecțiuni pulmonare și cu protocoale. Tot pe această platformă am să fac și eu, o să fac probabil niște abonamente standard și premium pentru cine dorește. Nu vă speriați, nu, dar nu se poate nici, adică gratis, tot timpul gratis nu este sustenabil. Adică nimeni nu poate produce ceva din nimic. Așa. Și acolo voi face niște materiale cu protocoale. Protocoale pe afecțiuni, în care o să vă povestesc. Nu se pot face așa. O să facem live-uri tot cu... Și o să vorbim mai... Cumva mai concret, protocoale, să spunem, de prevenție sau de intervenție în primele zile. Nu când lucrurile s-au cronicizat și la copii sau la adulți, pe anumite afecțiuni. Doar că acolo va trebui să fiți membri și să vă hotărzi. Momentan nu e. O să anunț totul, dar așa m-am gândit să facem. Pe YouTube nu pot să fac lucrul ăsta și sunt și mulți făcători de bine. Așa, stai să văd. Virusurile și bacteriile formează un regat pe care nu-l înțelegem. Sigur. Am avut și un atelier cu doamna doctor Sorina Soescu, care, în care despre asta am vorbit, despre regatul microbilor. A, și exact așa se numește și un episod din interviul meu cu doctorul Robert Morse. Alexandra, fii atent că te trimit direct la țintă. Regatul microbilor, așa se numește. Uleiurile esențiale sunt bune pentru copii. Uleiurile esențiale sunt bune. Deci, de fapt, uleiuri eterice. Uleiurile eterice sunt bune.
Însă, atâta timp cât nu ne constipăm nici în legătură cu ele, deci nu... Adică ăsta, numai ăsta, deci doar ăsta, deci luați asta, că fără astea nu... Deci tot ce este natural ajută. Dacă sunt folosite înțelept și de asemenea, dacă înțelegem și cauzele care au dus că tu, dacă continui să-i dai copilului tău lactate, că ți-e frică ție că n-are vitamina D și calciu, care crezi tu că vin doar din lactate, că degeaba am scris aici în cartea Diversificarea pur și simplu două capitoloaie despre vitamina D, despre calciu, despre lactate și așa. Deci dacă tu crezi lucrurile astea și continui să-i dai o alimentație care îi sabotează imunitatea, mai ales când este mic, în primele 12 luni sau în primii 3 ani de viață, o să te gâdile puțin și uleiurile eterice, știi? Da. Adică, ia iurea, înțelegeți ce vă spun? De ce să, adică, poți folosi uleiurile eterice pentru starea de bine sau pentru categoric să intri când sunt simptome acute, a apărut ceva spontan și, da, dar contribuie și cu celelalte, nu te lăsa doar pe ele. E exact, v-am spus, la fel și cu oricare alt remediu, că e homeopat, că e naturopat, că e... Degeaba așteptați ele să facă treaba. Ele nu pot face treaba atâta timp cât voi nu vă faceți treaba. Ele sunt mesagerii lui Dumnezeu, sunt creația lui Dumnezeu. Dumnezeu face 99%, dar nu poate face 100%. 1% ne aparține nouă. Dacă noi nu facem acel 1% și începem, nici măcar chefir, nici măcar un tișor, nici măcar de capră. Nu, dragă, nu, lasă-l în pace. Până la un an, respectă, așa-i consolidezi imunitatea, asigurându-te că ai o alimentație care nu îi sabotează imunitatea, tu, mamă, și el, copil, tu și în timpul sarcinii, și înainte de sarcină, și în primul lui an de viață cât îl alăptezi, și el, la fel, măcar în primele 12 luni. Da? Deci, nu stimulăm imunitatea, pentru că atunci când vrem să stimulăm imunitatea fără să înțelegem imunitatea, sistemul imunitar, modul de funcționare al corpului, modul în care nu mai funcționează autovindecarea și imunitatea, putem să facem rău. Gândiți-vă, stimularea imunității, imunitatea înseamnă pompierii care trebuie să aibă autostrada, adică sistemul limfatic, liber. Stimularea imunității înseamnă, atunci când ea nu-și poate face rolul ei de apărare, de stingerea incendiului, înseamnă pe o autostradă blocată, pe care mașinile de pompieri nu pot trece, eu vreau să introduc și mai multe mașini de pompieri. Deci am 50 de mașini de pompieri care se duc spre locul incendiului, dar nu pot trece, că e blocaj de la alte mașini, de la rezidurile neeliminate, adică. Și eu ce vreau? Vreau să mai aduc încă 50 de mașini de pompieri. Păi, înțelegeți? Absurdit. Înțelegeți acum? Nu vă băgați la stimularea imunității până nu ați făcut curat. Și apoi folosiți mesagerii naturii, că ei nu au efecte secundare. Mai întâi curăță și apoi hrănesc și regenerează. Asta fac plantele. Asta fac. Spuneam că ulterior, vorbind cu una dintre mamele care mi-au scris, aceasta care spunea că copilul 2-3 zile n-are muci și după aia iară revin mucii, mi-a mărturisit că, într-adevăr, la grădiniță este alimentația care e, ok, iubito, atunci ce te miri? Copilul elimină. Ce să facă? Și de ce? Zice, păi da, dar de ce acum? Păi de ce acum? Pentru că prinde momentul favorabil. Corpul elimină când prinde momentul favorabil. În general, elimină iarna, pentru că aerul rece este alcalin și stimulează eliminările.
Și elimină în weekenduri, când e relaxat, e acasă, sau noaptea. Când rinichi la orizontală, la căldurică și pot filtra bine. De asta apucă pe copii crizele noaptea, în weekend, în vacanță, în concedii, că s-au relaxat. Da. Și noi zicem, ce ghinio, s-a îmbolnăvit exact în concediu. Nu, bucură-te. Când mergeam cu copiii până pe la 4 ani, Doamne, deci numai în concediu, primele zile din concediu, dar când am înțeles ce se întâmplă, am fost bucuroasă. Ăla era momentul când puteau și ei. Bravo! Bine! Zice așa, fiți atenți. Această mamă zice, în mine știu că e bine ce fac, dar realitatea din jurul meu vine și mă taie. Ai grijă la cuvinte? Atunci eu caut confirmări. De ce? Pentru că mama îi zice, nu-l îmbraci suficient de gros. Medicul i-a zis, cum poți să-l lași să facă febră 39 și să nu-i dai antitermice? Ce? Deci v-am spus, asta nu este medicina convențională și orice medic, cu asta vom încheia, nu doar orice medic, orice persoană care vine către voi cu orice fel de sfat, cu orice fel de îndemn, din context de frică, să vă îngrozească, să vă sperie, să vă... cu pretextul că vă mobilizează. Nu, dragă, nu așa. Împuternicește omul. Explică-i. V-am spus, nu mai credeți în biserica halatului alb. Relația dintre pacient și medic nu se bazează pe credință ca la biserică. Cred. Nu. Este respect reciproc. Întreabă. De ce? De ce? De ce? Explicați-mi. De ce? Păi că face convulsii. Cum așa? Cum așa? Deci, acest babalau, convulsiile, este folosit ca voi să cumpărați antitermice și să suprimați un simptom care este de fapt un mecanism biologic de apărare a corpului pe care cei mai mulți adulți și l-au pierdut. Când vrei să te faci bine și ai febră, te faci bine mult mai repede. Mult mai repede. Nu pot să vă arăt aici, dar când am avut examenul final cu doctorul Robert Morse, am fost depunctată că aveam o întrebare până la cât putem lăsa febra la copii și la adulți fără să intervenim. Până la cât? Și eu am crezut că la copii, deci copiii duc mai mult decât adulții. Acum, dacă mama a înghițit pastila cu convulsiile și se teme, garantat copilul va face convulsii. Dacă mama însă înțelege că febra e mecanism de apărare și acționează blând, adică o lasă, focul trebuie să ardă. Voi, cum zice, arză-te-ar focul de bacterie și de virus. Păi da, cu febră te arde focul, da? Deci focul se stinge cu apă, nu cu antitermice. Când copilul are febră, trebuie alăptat, trebuie hidratat, ceai, compoțel, supă clară, mâncare cât mai puțină, lichide, 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 nu consumăm energia pe digestie. Aveți totul scris în cartea Diversificarea, pur și simplu. Deci și pe site-ul meu. Și pe, da. Deci nu, asta facem, nu oprim febra cu antitermice. Și doctorița a zis, cum, ai stat peste 39, ai stat până la 3 și n-ai dat? Acum, vreau să vă spun ceva. Nu vă mai constipați într-un singur medic. Există medici, n-o să-i găsiți pe internet. Foarte puțin din medicii buni care au reușit în ciuda sistemului, nu datorită lui, foarte puțin activează pe internet. Fie pentru că nu au timp de așa ceva, fie pentru că au fost cenzurați. Nu vă mai luați
după toate vedetele medicale. Nu vă mai luați. Decât dacă vreți să intrați cu capul în zid. Oricum o să învățați la un moment dat lecția. Dacă nu acum, cu altă ocazie. Hai să vă spun ce am învățat de la pediatru Robert Mendelsohn, despre care am povestit, despre acest medic, numit și medicul poporului, cel mai îndrăgit pediatru al Americii, împreună cu doctorul Spock, pediatru Benjamin Spock. Uite ce am învățat de la el, cum să ne găsim medicul potrivit. Câteva sfaturi. Cum să vă dați seama că ați găsit medicul potrivit? La prima vizită medică, să vă dați seama după cum face anamneza, adică prima vizită, primul control. La prima vizită medicală ar trebui să aibă loc o examinare amănunțită cu informații detaliate despre istoricul de sănătate al copilului și cel familial și despre starea familiei și contextul în care crește copilul. Și deci, medicul e ca un fel de, să spunem, duhovnic al trupului. El ar trebui și trupul să-l atingă cu evlavie, așa cum un duhovnic se comportă cu evlavie față de sufletul fiilor lui duhovnicești. Așa, hai să vedem aici. Natura. Aoleu, hai că vă mai răspund după aia. Ei, mă luați cu de-asta alimentația în boala Lyme. Am zis, dar ce... Însă și faptul că pui o astfel de întrebare mi-arată că n-ai ascultat nimic din emisiunile mele, nu mă supăr pe tine, dar să știi, deci n-ai nimerit aici la call center, steluță 222. Nu mai merge telefonul, pe ce taste s-a apăs. Nu. Cum îți poți tu imagina că eu pot răspunde într-un comentariu la așa ceva și fără să cună... De asta luați atâtea țepe, măi. Pentru că întrebați pe X și Y pe internet, ăia vă răspund, fără să vă cunoască, fără să știe cum gândiți, cum simțiți, cum reacționați, cum trăiți, unde munciți, ce mâncați și nu așa pe povești ce mâncați. Jurnal alimentar, pe 3 săptămâni, detaliat. Ce boală la ea. Vezi că vă și blochez dacă puneți întrebări de astea. Că pierdeți timpul aici la mine pe canal și eu... uite, alimentația în cadrul colonului iritabil. N-ați înțeles nimica din ce v-am spus. Ascultați emisiunile mele sau supărați-vă pe mine, eu nu urmăresc să am followeri. Eu urmăresc așa, micronișa mea, să trăiești, Alexandra, că mi-ai dat termenul ăsta. Dom'le, micronișa, suntem noi aici o micronișă, deci că nu suntem comunitate, nici nișă, suntem micronișă. E, micronișa asta, măcar se salvează cine poate. Noi ne salvăm aici cum putem. La prima vizită medicală am spus de ce are loc 1, da? Vă uitați cum face anamneza. 2. Acest medic îmi solicită să notez. Uitați-vă cum face un pediatru bun sau un medic bun. Îmi solicită să notez și să îi spun la fiecare vizită observațiile personale despre starea emoțională și fizică a copilului. Exact așa m-a pus să fac domnul doctor Doru Laza. Când îl sunam pentru Pavel, la primul copil oricum, eram parașutată și eu, și am acum 2 carnete așa de groase și mi-a zis, mămăruță, scrie, că la al doilea, când o să-i apară, în primul rând că îmi spui mie, îmi dai detalii și cu cât îmi dai mai multe detalii, mă ajuți să înțeleg, pentru că mama observă cel mai bine, în al doilea rând ai o ocazie să te conectezi cu copilul, nu cu balivernele din capul tău, așa, scenarite. Și în al treilea rând, când se va mai întâmpla la celălalt copil, o să te întorci la jurnal și o să vezi. A, deci știu asta, știu. Deci e foarte bine să documentăm. Doctorul Mendelsohn e de părere că aceste informații din partea mamei sunt vitale. De aceea niciun pediatru competent nu ar trebui să le treacă cu vederea. Niciun pediatru competent. Nu ar trebui să treacă cu vederea informații despre detaliate solicitate mamei despre starea fizică și emoțională a copilului. Când adresează o întrebare acest pediatru, ascultă ceea ce am să-i spun. Cei mai mulți medici, spune doctorul Mendelsohn,
ascultă, dar nu aud. Deci vorbesc cum să vă găsiți pediatru potrivit pentru copilul vostru. Păi să vă asculte. Să vă asculte. Poate vreți să-i spuneți că sunteți obosite, că sunteți speriate. Să vă asculte. Aș zice eu să vă împuternicească. Nu să vă bage dragă în sperieți și să vă șantajeze că nu vă mai primește. Sau să vă spună că aveți tupeu deoarece îndrăzniți să-l întrebați de ce. Nu. Mi se pare că nu mai sunt medici pe lume? Nu uit, noi am avea nevoie, în mod normal, doar de medicină de urgență. Corpul are medicul interior, capacitate, cu asta am început, de autovindecare, autocurățare, autoregenerare. Apoi, uitați-vă aici, al patrulea criteriu după care ne alegem un medic. Îmi răspunde la întrebări cu bunăvoință, cu rigoare, cu răbdare și cu claritate, nu cu termenii. Și nu doar ca să scape de mine sau ca să mă pună la punct. Sfaturi de la un medic, de la un medic pediatru. La sfârșit mă uit repede și vă răspund. Se comportă afectos și câștigă afecțiunea copilului din prima. Dacă medicul n-a câștigat afecțiunea copilului, ieșiți. Nu e medicul potrivit pentru voi. Pentru mine asta a rămas condiție eliminatorie. Când intram în cabinet, la oricine, și ăștia, și acum, la fel. Și cu persoane, relații, nu mi-a plăcut. Pa! Pa! Condiție eliminatorie. Deci când copilul nu acceptă medicul, aveți încredere în copil, nu mai aveți încredere în străini, aveți încredere în bucățică din voi și care e și bucățică de Dumnezeu, copilul vostru. Este onest medicul, recunoaște că uneori nu e nimic de făcut. Vedeți? Exact ce v-am spus. Nu trebuie să faceți nimic acum. Și nu îmi dă în mod automat de fiecare dată o rețetă. Îmi explic amănunțit pericolele și efectele secundare ale medicamentelor și imunizărilor pe care mi le prescrie. Îmi explic amănunțit. Nu îmi explic înfricoșător. Și mi explică și obiectiv, aș spune eu, nu doar subiectiv, o singură parte a adevărului. Dă dovadă sinceră de interes în a mă ghida cum să mențin starea de sănătate a copilului. Vizitele nu sunt de mântuială sau sesiuni de vânzare de pilule și siropele. Când îi adresez întrebări, asta e alt criteriu, eliminatoriu pentru mine, are integritatea să spună și nu știu. Când un medic sau orice persoană care îi adresați întrebări nu spune nu știu, are un ego atât de inflamat încât orgoliu, vanitate. Și ultima. Răspunde când o situație de urgență impune să-l contactez telefonic, presupunând că și eu am bunul simț să nu consider situație de urgență orice muc, că îi înțeleg. Și eu când lucram ca terapeut, primeam uneori mesaje aiuristice. Deci, nu. Avem și noi discernământ. Ați înțeles? Așa se alege un medic. Hai să vedem. Întrebările. Unde găsim regatul microbilor? Pe YouTube. Da. Da, Oana. Pe YouTube, pe canalul meu YouTube, Cristela Georgescu, împuterniciri, sunt mai multe playlisturi. Da? Deci mai multe categorii. Una dintre categorii se numește oaspeți de seamă. Așa. Pe canal. Și acolo o să vezi toate episoadele din interviul meu cu doctorul Morse. Cartea Diversificarea pur și simplu poate fi livrată în Italia? Sigur, Silvia, cu drag. Poți să intri pe site-ul meu, cristelageorgescu.ro, la cărți și apeși acolo comandă și sau intri direct la... O să vezi mai multe site-uri de unde o poți lua, știi? Și dar la Verlin, verlin.ro, intră la mine pe site și ai toate instrucțiunile. Da? Se trimite și în străinătate.
Singura, adică unde e cu adevărat problematice în Europa, e Marea Britanie. E destul de dificil cu vama, cu s-au scumpit foarte mult și, bineînțeles, peste ocean, unde transportul costă de 3 ori cât carte numerită. Ce ai putea să ne spui despre modularea imunității în comparație cu stimularea? Cum modulăm imunitatea? Ei, hai mă, Cosmina, mai păți capul cu modularea acum. Astea scap cane de la ego. Ți-am zis, ai grijă de imunitate. Termeni, etichete, asta. Bun. Nu te supăra, dar e chiar sincer. Te plictisești? Vrei să te legi la cap când nu te doare? Citește. Sincer, nici nu mi-am bătut capul cu asta. Vai, Cristela, te-ar închide într-un castel fortificat. Te-ar închide? Auleu! Bun, te iubesc și eu o iubesc. Ca să fiu sinceră, învăț să vă iubesc. Bună, Cristela, te urmăresc. Hai să vă mai aveți întrebări. Cum ar fi și un pediatru de genul în fiecare școală? Sigur, da, Andrada, exact. Uite, asta mi-aduce aminte că în Austria, la școala unde erau copiii, la școala Waldorf, Rudolf Steiner se numește școlile astea, după fondatorul pedagogiei, așa, exista cât un medic, antropozof. Și, Dumnezeule, era o plăcere să mergi. Deci când mă duceam cu Pavel la el, se făcea vizită o dată la un an. Te duceai la medic. Îl lăsa să se joace și îl privea. Îl punea să meargă pe o... Întorcea, avea o bancă, așa, și o întorcea cu picioarele în sus și îl punea să meargă ca pe bârnă, așa, în echilibru pe banca aia. Avea niște agrafe de-astea de hârtii pe care îl punea să facă tot felul de chestii cu ele. Adică, și mereu zicea, e foarte bine. E foarte bine. Am povestit de mai multe ori, poate nu întâmplător fac emisiunea acum, sau nu întâmplător mi-a spus voi întrebările astea. În ultimul timp am povestit că, inclusiv în perioada de tristă amintire, care nu a fost cea de dinainte de 89, ci cea de acum 2 ani, de rușine și de tristă amintire, de rușinoasă amintire, nu de tristă amintire, de rușinoasă amintire, 2019-2021, dar vă că continuă, așa. Deci în această perioadă, mi-am dorit, domne, să încaseze și frățiile lor ceva. M-am gândit, hai, poate ori, în sfârșit, să-i diagnosticheze cu boala secolului, domne, așa zisa, așa, ca să scăpăm, nu mai umblăm după certificate, scutiri, nu mai știu ce. Dragă, nu s-a prins nimic, înțelegi? Nu s-a prins nimic. A zis, băi, frate, dar măcar o răceală, deci ăștia n-au mai răcit de 6 ani. Vă rog eu din suflet. Hai, mamă, mai răci și voi, că știu ce înseamnă, adică o așa zisă răceală. Hai să mai scoatem și noi, să mai deversăm. Nimic. Ei, dragii mei, de 3 zile, mamă, niște mucălăi și niște tuse. Deci, e cea mai mare bucurie la noi în familie. Bucurie! Am și scris la școală, nu vine. Zice, vai, sănătate, vă dorim, recuperare ușoară. Nu, Pavel nu este bolnav. Petru nu este bolnav. Ei trec printr-o perioadă de eliminare. Ei nu sunt bolnavi. Dar stăm acasă ca să nu-i speriem pe cei de la școală, care cred că vor lua nu știu ce. De-aia stăm acasă, din respect, pentru frica lor. De fapt, din respect pentru ei. Frica nu o respectăm, dar îi respectăm pe ei, le înțelegem. Și atunci de-aia, deci nu suntem bolnavi. Da, bun, ia să vedem, mai sunt aici, copilului meu îi plac mult murăturile. Aoleu, m-ați întrebat de murături. No, sare foarte mult, blochează rinichii. Dacă vrea murături, păi nu știu, așa, deci măsura, uite că v-am spus și la lactate, măsura, fără lapte, mai ales la adulți, și dacă vreți brânză, cine mi-a scris că vrea brânză, că bine, mănâncă brânză, dar nu în fiecare zi, ține măcar zilele de post. Deci nu în fiecare zi, ia ci tu 3 zile pe săptămână sau o zi da una ba,
Și când mănânci brânză, nu mai mult de 2 cubulețe cât degetele tale mari. Asta este măsura pentru brânză. Vrei unt? Nu mănânci mai mult decât, cum sunt pachetelele alea de la hotel, 50 de grame. Asta e măsura. Dacă v-aș zice și câtă mâncare ar trebui să mâncați, dar v-am zis. Deci las-o cu murăturile că îi termin așa. El, de fapt, îi plac murăturile pentru că sunt foarte sărate. Îi excită foarte tare suprarenalele. Are suprarenale epuizate și atunci persoanele care sunt ahtiate după cafea, după zahăr, după sare, murături, sare adică, suprarenale. Deci astea sunt niște biciuri pentru suprarenale și sau, de exemplu, carne. Oamenii nu sunt neapărat după carne. Sunt după adrenalina care este în carne și care le susține lor suprarenalele. Da, nu știu, iubito, cu modulare. Visul meu, școala ideală, nu știu ce. Vă ador, simpatică, vă pup. Ok, cartea doctorului Doru Laza, unde o putem găsi? Da, cu drag. Pe site-ul, chiar la domnul doctor, aveți telefonul și e chiar telefonul lui, el vă răspunde. Dacă nu răspunde, înseamnă că e la grădină sau construiește la clinică. Acum pun gresie, pun, domnul doctor face cu mâinile lui acolo. Deci, dorulaza.ro. Intrați acolo, găsiți telefonul, sunați și vă trimite cartea. Se poate să curgă nasul și de la dinți. Nu știu. Da. Când curge nasul? Ce curge, de fapt, da? Dacă e transparent, înseamnă că e ceva foarte recent. S-a întâmplat ceva recent. Dacă e, cu cât e mai colorat mucul, cu atât e mai veche limfa blocată. Adică dacă e alb, după aia galben, verde, ba chiar maro, am văzut, sau culoarea pământului. Bun. Uite, și la mail, da, poți să-i scrii domnului doctor sau pe WhatsApp. Da, dar nu-i bine, vezi că nu-i bine nici să nu vină Alexandra. Gata. Deci, te-am cunoscut la gura râului. Bravo, vă pup. Se pot face murături fără sare. Cu apă și mărar, lasă cam trei. Da, Ramona, mulțumesc că ai zis. Cine m-a întrebat de murături? Aveți dreptate. Domnul doctor Doru Laza m-a învățat să fac murături, dar vă spun că n-am făcut, că la noi nu prea suntem cu murăturile, adică de fapt nu suntem deloc. Și n-am făcut. Dar domnul doctor Doru Laza face exact cum zici tu, fără oțet și fără sare. Nu știu cum, și cu hrean, cu mărar, cu... Întrebați-l, sunați-l și întrebați-l, că e foarte de treabă. Vă spune. Da, o să vă dau de știre cum facem seminariile cu remediile doctorului Morse. Și o să vă spun mai multe protocoale, că cine poate nu poate cu doctorul Morse, vă spun cu alte chestii. Ce-am făcut aici? Am apăsat ceva. Gata. Vă îmbrățișez. Ce mai vroiam? Stai, că mai vreau să vă zic ceva. Da, asta n-are. Am promis cuiva că o să răspund, deci foarte scurt, 2 chestii scurte, acum foarte, foarte scurte, chiar foarte scurte. M-a întrebat cineva ce părere am despre părțile de plastic de la Thermomix. Am dorit de mai mult timp să fac o emisiune despre Thermomix. Eu nu am fost. Condiția mea când am cumpărat aparatul a fost că nu doresc să-l primesc cadou ca să pot să vorbesc independent despre el. Nu să am vreo obligație și să nu spun poate și lucrurile față de care am reținere și nu doresc să particip la niciun demo pentru că vreau să îl descoper pe riscul meu, singură, da? N-am putut să fac rețete din cartea aceea pentru că nu corespund cu criteriile mele, așa, dar mi-am făcut foarte multe rețete și folosesc mult Thermomix-ul.
Iar vezi că nu știu ce să fac, frate, că aș vrea, adică eu le-am propus să scriu o carte de rețete, să le vea așa, din astea mai de ale mele, mai nemucoformatoare, așa, sau mai ușor mucoformatoare, dar nu, acolo trebuie dieteticieni și medici nutriționiști, da, dacă te uiți ce rețete sunt, halal medic nutriționist, 3 părți zahăr, una unt și, nu știu, 10 grame de făină la prăjitură. Ai, salutare și ne vedem când ți-or curge mucii și oitușii în spasme. Așa, dar hai să mă întorc iară de viez. Și m-a întrebat de părțile de plastic. Deci, nu le-am folosit. Într-adevăr, sunt nevoită să folosesc capacul lui, dar în loc de capacul ăla care se bagă la mijloc, eu am găsit un capac de inox pe care îl pun exact pe... Și atunci nu... nu folosesc. Nu folosesc chestia aia care face piure, nu folosesc varoma, o folosesc, dar casită, nu să fierb în... Ei mi-au pus la dispoziție documente că acest plastic este sigur, că este din, că, nu știu, Comisia Europeană. Mi-au dat toate documentele. Dragii mei, vreau să vă spun așa. Mă lasă rece. Asigurările de la Comisia Europeană, fai de capul meu, păi nu ne-au asigurat ei și cu nu știu ce? Da. Am făcut emisiune, o găsiți pe Patreon, patreon.com, fără bani, fără nimic. Intrați și e publică. Așa, deci nu e doar pentru membrii. Am făcut emisiune despre chestiile astea și am prezentat prospectul din cutie de la farmacie comparativ cu documentația care ajunge la Ministerul, așa zis, al Sănătății. Știi? Și vedeți acolo diferențe. Deci asigurările pe care mi le dă mie, nu știu ce, de la Comisia Europeană, că plasticul nu face nimic, bine, bravo. Asta e ca aia, asigurările din magazine și după aia scrie la casă, aduceți înapoi somonul și semințele de susan, că aveau E. coli și tu le-ai mâncat de 2 luni, știi, și acum le cheamă producătorul înapoi. Și eu ce să fac? Deci, oamenii au fost de treabă, m-au asigurat că e sigur la căldură, la temperaturi mari. Doar că eu îmi rezerv dreptul să fiu sceptică. Și precaută. Nu fricoasă, precaută. La fel cum la Vitamix. Le-am spus celor de la Vitamix că eu înțeleg că CEO-ul lui Vitamix spune că acel plastic este un plastic sigur, dar se referă la o anumită categorie de disruptori hormonali pe care spune că acest plastic, dar nu știm de alții. Deci, noi știm doar cât știm. Noi nu știm ce nu știm. Și atunci, eu nu zic că nu e bun Vitamix-ul, dar nu-l folosesc cu chestii calde. Nu fac supa fierbinte la Vitamix. Primul mixer așa adevărat pe care mi l-am luat și eu a fost Vitamix-ul. Și Thermomix-ul l-am luat în 2018. Și da, mă folosesc de ele, mă ajută. Dar vreau să vă spun că foarte bine mă descurc și fără ele la o adică. Am crescut copiii fără Thermomix. Acum, știți cum e, dacă l-avem și avem posibilitate, dom'le, mă ajută, categoric. Dar dacă nu l-am, nu e un capăt de țară. Deci îmi doresc foarte mult, în cartea Diversificarea, am un capitol despre ustensile inutile și ustensile pe care le putem înlocui. Adică vreau să vă arăt să nu credeți că pentru a mânca cât de cât sănătos ne trebuie nu știu ce aparatură de... Nu. Ați văzut că și în multe filme pe care le folosesc, uite, după 13 ani mi s-a stricat și mie o piesă la Vitamix. E ireproșabil ce să-i spun. Și ce mai mult fac cu el, smoothie-uri și tot felul de... Da, smoothie-uri am făcut și
Am luat termomixul pentru înghețat, că eu fac multă înghețată din fructe congelate pentru copii. Ăștia vara mănâncă și un kilogram de înghețată. De fapt, sunt fructe congelate făcute chiar ca o înghețată. Și, dar repet, nu aveți neapărat nevoie, adică nu trebuie să luați astea ca să... Nu! Și ați văzut că în filmele pe care le-am avut ultimele, am pus un... am un folosesc, că mi s-a stricat ăsta și am revenit la un mic mixeraj pe care am dat 50 de lei. Bine, acum cred că s-a mai scumpit, a ajuns vreo 200 de lei. Dar am dat 50 de lei, o chestie așa, știi, un... țâșbâști acolo. Și își face treaba foarte bine. Deci nu... Bine, nu pot să macin la el cereale sau... Dar pentru ce fac eu sosuri, dressing-uri, pesto, inclusiv smoothie poți să faci la el. Ce storcător de fructe. Da, folosesc un hurom. Hurom folosesc. Am avut, un power juicer. Păi, cred că îl mai am încă pe undeva. Dar nu m-am împăcat cu el. Nu mi-a plăcut. Când am început să bem toți patru și să creștem, nu. Și se curăța foarte greu. Nu, îmi place huromul. Îmi place foarte mult. Similar cu huromul este și Cuvings, dar mai puțin mai de fiță, mai ceva mai prețios la... și face aceeași treabă ca și hurom. La storcătoarele astea lente prin presare și stoarcere lentă cu axul melcat, așa, important, știți ce, să, adică să meargă încet și să stoarcă din frunze, din iarbă. Adică dacă vrei și tu să-ți faci, să zicem, din... nu știu, frunze de păpădie, așa, un mic shot și cu ghimbir și cu lămâie, să poți să-ți faci. Power juicer-ul pe care l-am avut eu nu prea făcea și la portocale chiar scotea așa în loc de suc, îmi făcea un fel de nectar. Nu mi-a plăcut. Dar ăsta îmi place, huromul. Cred că are și ăsta vreo 7 ani. Termomix la 200 de lei? Nu știu, n-am auzit. Poate... la second hand sau third, fourth hand, nu sunt la curent cu ofertele lor. Am luat atunci și, mă rog, am... deocamdată atâta zic. Ce să luăm? Nu înțeleg. Ce să luăm? Ce? Ok. Și ultimul lucru... vreau să vă anunț că astăzi a intrat la tipar pentru cei care sunteți preocupați de situația aceasta din sistemul de învățământ și de modul în care copilul evoluează la școală și cum poate fi sprijinit. Știți că am pe YouTube un serial care se numește Școlarizare versus Educație. Și... ultimul, are mai multe episoade, ultimul episod s-a numit Cu și fără homeschooling, în care am povestit că acest serial de pe YouTube m-a motivat să aduc, să obțin drepturile de autor și să mă îngrijesc de, în România, de cartea lui Andre Ster, fiul lui Arno Ster, carte care este bestseller și care prima lui carte și care se numește Și nu am fost niciodată la școală, povestea unei copilării fericite. Care nu este o pledoarie pentru a nu da copilul la școală, atenție, nu cădeți în capcană datorită numelui, nu este nicio critică a sistemului de învățământ, nu. Este împărtășirea unei metode menită să ne arate că orice copil căruia îi se creează condițiile, explorează și manifestă lucruri pe care nu le știm despre el și care ne pot uimi, surprinde, împlini, fascina pe noi și pe el. Și cartea a intrat azi la tipar și va fi disponibilă de miercurea viitoare.
deja se pot face precomenzi. Am să fac o postare și cu link-ul. Găsiți pe site-ul editurii SENS. SENS, de la are sens. Da? SENS pentru că publică cărți cu sens. Deci găsiți deja cartea acolo pentru precomenzi. Comenzile se expediază începând de săptămâna viitoare. Și vom face lansarea la Timișoara, la Bookfest. Și vom face de asemenea și o conferință cu Andre în România și cu mine. M-am bucurat să scriu și prefața la carte. Este o carte adorabilă, pur și simplu. Foarte, foarte frumoasă. Eli, la care carte te referi? Dacă te referi la asta de care vorbesc acum, a lui Andre Ster, nu. Doar pe site, la o să o pun și la mine pe site, ca să vă fie ușor, deci să vă duceți ori pe site-ul meu, ori pe site-ul editurii SENS. sens.ro. SENS, de la are sens. Deci intrați pe site, deja puteți face precomenzi, cartea este tradusă, a intrat astăzi la tipar, va apărea în premieră în limba română și este bestseller și sperăm să fie și în România bestseller. Costă 59 de lei, are foarte multe fotografii. Am reușit să facem acest preț în ciuda prețului uriaș al hârtiei. S-a scumpit enorm hârtia și am reușit să facem și fotografiile color și așa mai departe. Deci este o carte pe care merită să o citiți. Știți ce m-a impresionat? Am scris și în prefață. Adică toată cartea m-a impresionat până la durere atitudinea părinților lui Andre. Deci felul în care acești doi oameni nu și-au pus niciodată problema dacă ceea ce fac este bine, au avut încredere în reciprocă unul în celălalt ca părinți și în ei ca familie, și felul în care s-au raportat la evoluția copilului. Nici nu l-au lăudat entuziasmați, nici nu l-au criticat, pur și simplu i-au creat posibilitatea să se manifeste. Să ascultați și ultimul episod din serialul meu Școlarizare versus Educație. Am vorbit acolo și despre școala la care merg frățiile lor acum, școala Regio Emilia, și care este o școală tot așa liberă, care l-a făcut pe Pavel să-și dorească să nu mai facă homeschooling și să meargă la școală. Dacă sunteți din București sau din Mogoșoaia, școala este în Mogoșoaia, vă așteptăm cu drag. Este grădiniță, școală primară, școală gimnazială și de la anul o să fie și liceu. Se acreditează acum, în proces de acreditare liceu. Da, e foarte frumos. Sunt foarte puțini copii în clasă, ca să se poată ocupa de fiecare profesorul. Ora are 2 ore, pauza are 1/4 oră, pauza de prânz are 1 oră. Până la clasa 4-a nu sunt teme, copiii nu au note, nu știu note, deci, adică au note, dar nu sunt importante, nu li se comunică lor note. N-au nevoie de note, ei au nevoie de cooperare și nu de să acumuleze cunoștințe, ci să exploreze și să înțeleagă ceea ce primesc. Bine, cărțile mele, intre pe site-ul meu, lasă Eli, nu e nicio rușine. Doamne Dumnezeule, de unde vă vin cuvintele astea? Nu mai vorbiți așa. Deci Eli, intră pe cristelageorgescu.ro, la cărți, și acolo când apeși, vezi de unde poți să le comanzi online. Nu se mai poate la Oradea. Nu mai am acolo. Dar poți online. Nu e nicio mare scofală. Nu știu cât e. 15, 18 lei transport. Te îmbrățișez. Și vă mulțumesc tuturor.
noapte cu pace. Ne revedem vinerea viitoare cu ajutorul lui Dumnezeu, să fim sănătoși și mulțumesc pentru atenție. Această înregistrare, repet, o veți putea relua de mâine pe YouTube. N-o să mai fie aici, că e mai igienic. Vă îmbrățișez. Noapte bună!